Dormitorul lui Goethe Goethe nu împlinise 30 de ani când foarte tânărul duce Carl August i-a oferit la curtea sa din Weimar o demnitate ministerială. A urmat destul de curând și un titlu nobiliar, astfel încât era inevitabil ca funcției publice să-i se adauge cât mai repede o rezidență pe măsură. Așa s-a constituit, urmând toate treptele legale ale vremii și ale cetății, locuința găteană am Frauenplan, devenită, începând din 1885, muzeul cel mai vizitat din Weimar. Aș recomanda tuturor celor care vor să înceapă o carieră politică să introducă în programul lor de pregătire câteva ceasuri de reflexie în spațiul acestui muzeu. Ar vedea mai întâi că o casă de ministru nu e obligatoriu un decor hollywoodian. Că luxul poate avea un dozaj cuvincios, valorificând mai curând bunul gust și bunul simț, decât fastul grandilogvent. Nu mari plăci de marmură, nu băi de harem, nu feronerie aurite, nu mobilier imperial. Cât despre colecția de obiecte prețioase, găzduită în camerele de dimensiuni mai degrabă reduse ale casei, de la sculptură mică la maiolică și gravură, de la monezi și conglomerate minerale până la mobilier și o amplă bibliotecă, ea nu are nimic din opacitatea de vitrină a unei vanitoase investiții. E o prezență afabilă, comunicativă, un interlocutor. Am învățat ceva de la fiecare piesă a colecției mele, spune la un moment dat proprietarul. În realitate. Te miști în spațiul existențial al cuiva care nu are simțul proprietății. În jurul lui nu sunt exponate, ci instrumente de lucru și parteneri de viață. Repere și urme ale unei căutări care nu vizează posesiunea, nici prestigiul de aparat. Lucrul cel mai semnificativ, însă, din întregul ansamblu, e raportul dintre componentele lui. Cantitativ, Accentul cade firește pe camerele de reprezentare, fie că e vorba de sufragerii pentru mese coloviale, în timpul cărora vinul de Franken era un personaj abundent, fie că e vorba de spații de expunere pentru achizițiile culturale ale gazdei. Dar viața adevărată a casei se petrece în altă parte. Ambianța în care gazda trăiește, lucrează și în cele din urmă moare, nu e accesibilă nimănui nu e destinată întreținerii unui cult e o unitate alcătuită din trei încăperi biblioteca străină de orice regie a etalării ascunsă aproape ca un sertar de unelte indispensabile apoi camera de lucru fără obiecte de artă dar înzestrată cu cele necesare cercetării și scrisului mese pupitre rafturi scaune un suport pentru picioare, o oglindă, un termometru, un mapamond și, în sfârșit, dormitorul, extrem de mic și de sobru. Patul îngust, sub un acoperământ cu franjuri, o noptieră cu sertar, un fotoliu, un scăunel pentru picioare, o masă de perete. Pe pereți, două barometre, dintre care unul cu termometru, un tabel manuscris cu elemente de teorie muzicală, și un altul cu o listă a geologice indicând roci terțiare și secundare. Deasupra patului stă agățat un cozoroc de hârtie pergamentată, destinat să protejeze ochii în zilele preansorite. Cele trei încăperi sunt precedate de o antecameră în care se găsesc dulapuri cu fragmente minerale și un ceas de nisip. Toate, la oaltă, alcătuiesc ceea ce Găte numea mai neștiube, odaia mea. În această odaie se află substanța, energia și îndreptățirea funcțiilor sale publice. Aici se stabilesc criteriile și scopurile, valorile și orizontul. Ritmul acestui spațiu are amploarea supraistorică a geologicului și grația cristalină a mineralității. Pe cât de curtenitor, de ceremonios e spațiul de reprezentare al casei, pe atât de funcțional și de necomprezent e spațiul ei privat. Tot ceea ce, spre fațadă, e artă, diplomație, sociabilitate și oficiu comunitar, se bizuie pe geometria severă a camerelor din spate. Tot ceea ce se arată la rampă se construiește în culise. Ingredientele acestei construcții sunt amintite fără afectare în câteva versuri celebre. Experiența absorbantă a lumii largi și a unei vieți disponibile, străduință îndelungată, a ști să rotunjești ceea ce nu poți termina, a cerceta fără încetare și a întemeia cu generozitate, a păstra ce e vechi cu fidelitate și a accepta în chip prietenos ce e nou, a te bucura de sensul lumii și a avea țeluri curate. Țeluri curate. Iată un program de viață care nu e compatibil cu baldachinul leneș, cu parada somptuoasă, cu excesul instalării în funcții, roluri și case. Dormitorul lui Goethe e un model politic, iar la noi o utopie politică. Dormitorul ca anexă discretă a unei camere de lucru și a unei biblioteci. Dormitorul, ca spațiu al unei odihne meritate. Nu aflăm nimic cu adevărat surprinzător citind declarațiile de avere ale politicienilor. Dar am aflat probabil lucruri înmărmuritoare dacă le-am putea cerceta, dincolo de orice psihanaliză, dormitoarele. Despre camerele lor de lucru și despre biblioteci, prefer deocamdată să nu știu nimic, admițând că ar fi ceva de știut.